Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului. Cea de astăzi, cel puțin vineri 27 martie, se dovedește a fi încă de la bun început una, era să spun, foarte interesantă, foarte tare. Nu, știți cum e? Deci dimineața asta când ieși din casă, nu e nici soare, dar nu e nici înnorat. Nu plouă încă, e așa. Și probabil că și eu și Sergiu suntem meteosensibili așa puțin, nu? Bună dimineața, Sergiu! Bună dimineața! Adevărul că și eu am pornit puțin cu frâna trasă așa. Da, nu... vreau să... Am zis, mă, poate din vorbă mă fac eu pe mine, știi? Mamă, că ce-i din mine... Hai să vedem, poate ne mai scot titlurile. Avem titlurile din ultimii ani de zile, din 2008 încoace. Și sunt iarăși titluri interesante. Am aruncat aseară un ochi pe ele. Pentru că aseară, și mă lăudam în fața lui Sergiu, că am văzut filmul De ce eu. Am fost la universitate, au fost proiecții ale filmului. Bine, o să vedeți dumneavoastră la știri. Mă, nu știu, au fost anunțate astea două. Probabil că dacă vor fi cereri, se va discuta. E o situație foarte comică până la urmă. Ce se întâmplă? Studenții de la universitate, băieții la Fabulinus și așa mai departe, din ce am înțeles, au sunat la un moment dat, i-au sunat pe producătorii filmului. Mă, oameni buni, dar în Suceava, nu? A, da, vezi, cinematografie, veți unde să faceți o proiecție? Da! Ok! Și știi ce a făcut? Le-a trimis un DVD. Bun. DVD-ul e protejat de așa manieră încât dacă băieții fac vreo prostie și dau drumul pe net, știu că ei, că au marcat filmul în anumite locuri. Băieții nu cred că au de gând să facă și nu or să facă așa ceva, sunt convins, pentru că sunt foarte serioși. Dar ia CD-ul de aici, ia DVD-ul. Vreau să spun că am remarcat următoarele lucruri. Foarte multă lume la film. Da? Foarte multă lume. Adevărul e că e un film așteptat. Nu am să povestesc mai nimic și n-am să... nici măcar aprecieri vis-a-vis de film n-am să fac în această dimineață. Spun doar atât. Mi-a plăcut, dar am văzut câteva chestiuni care vezi că se poate declara. Și anume, problema câinilor comunitare apăsătoare măcar din 2002 încoace. Deci sunt vreo 13 ani și măcar. Dar știi că parcă e mai veche. Păi la un moment dat personajul principal alerga prin parc. Știi, se încerca pe cadrul american, știi, când și vezi pe aia alergă cumva și gândurile lor și gândurile lui dintr-o dată așa risipite de un câine de la care a văzut că alergă ceva. Alergă, deci eu trebuie să mușc, trebuie să... Sau stai, câinele care latră nu mușcă. Aici mă corectau cel de la... Da? Dar tu alergai prin parc, dacă erai cu inimioara mai slăbită, nu? Și el începea să aibă inimioara slăbită în momentul ăla, când dintr-o dată venea ăsta cu accelerație, nu? Mă gândesc că e posibil să faci și scenele astea din filme americane, din filme care suntem noi obișnuiți, știi, dacă ar fi să filmezi în România, să-ți iasă aceleași filme, aceleași scene, știi? E foarte complicat. O, da. Pentru că la noi ai pe maricica care se oprește, se uită după tine, uite, faci ăla, filmează, știi, faci, ai cății ăștia comunitare, ai, știu eu ce, o grămadă, da, de situații din astea autohtone, specifice nouă, știi? Iar cu filmul, titlul filmului De ce eu, mă inspiră, mă gândesc că tu l-ai văzut aseară, da? Sunt, da, foarte mulți oameni care îl văd în fiecare seară, da? Când ajung acasă la serviciu, fac, de ce eu, Doamne, de ce eu, știi? Da, atât doar că acest De ce eu, care se leagă de o perioadă nu departe trecută de România, pe care se pare că am uitat-o foarte repede, am intrat în altă perioadă, iarăși complicată, pentru că eu trăiesc cu senzația că totul se petrece așa în niște valuri și sunt niște pusee de astea, adică sunt unii care dintr-o dată vor să... Cred că toate trebuie discutate cu picioarele în ligian cu apă rece. Și o a doua chestiune pe care am văzut-o în film, și asta e că se poate declara, măcar din anul 2002, nimeni nu poartă centură de siguranță la mașină. Da? Măcar. În urmă cu ță vreme,
Știu că, adică nu, nici nu, nu trebuie să dau foarte mult timp înapoi sau să fac cine știe ce altceva. Ziarele dumneavoastră, ale vechi. Crești mare. Bună dimineața. Și a fost la fel, da? Deci am târât-o cu mine. Foarte frumos. Bă, nu povestim filmul, da? Nu, nu. Ok. Deci, nu se purta... Tu ai văzut, în filmele americane, iau ăștia, se izbe, se dau cu mașina, cum îl cheamă ăla, Vin Diesel, săracul ăsta care s-a prăpădit, Paul Walker, mai sunt mulți alții. Doamne, fac ce fac, dar când îi vezi, stau cu centura pusă. Mă, ce-i drept, în filmul ăsta n-am văzut... Bine, știi de ce? Pentru că dacă... l-ai vedea pe străin fără centură, ți s-ar părea o situație de nefiresc. Înțelegi? E la fel și la noi. Dacă l-ai vedea pe unul cu centura pusă, un film turnat în România, zici, bă, știi, ca povestea aia cu ceasul la mâna actorului care juca în filmul cu Mihai Viteazu, știi? Cam așa e și aici ceva, sau Burebista, mă, ceva nefiresc. După care avea importanță, că tot nu dă bine. Pentru că, hai să fim realiști, câți dintre noi folosim centura de siguranță? Mă, eu personal îți spun sincer, ori de câte ori sunt în afara localității... Așa, în afara localității și eu o folosesc, dar în interiorul orașului. Sincer, nu. Vezi? Sincer, nu. Dar în altă ordine de idei... Dacă s-a apucat tovarășul... Vai ce o să mai chirăim? Vai de mine, dar cum dai? O să ne zburlim puțin, dar până la urmă o să ascultăm, da. Bănuiesc că o să vină și vremea aia, nu știu când. Cam trebuie să vină momentul ăla, pentru că ți-am zis, până exact la urmă cum... centura de siguranță e o șansă în plus, nu? Cum vorbeam și până acum și cum probabil o să vorbim și astăzi, că am văzut că avem un regulament, avem regulamente, avem, încep să apară reguli, dar să avem și cu cine să le punem. Nu era partea cu respectatul, nu prea... Și cum ai să vezi și în presa veche... O, da. Sunt o grămadă de promisiuni, o grămadă de reglementări care au rămas, doar așa să ne distrăm noi acum. Da, doar pe hârtie. Noi am mai discutat în ultima perioadă și nu de puține ori. Ok, e frumos, e important ceea ce facem noi ca și presă, dar este important să ne documentăm și să fim foarte corecți în ceea ce prezentăm. Spre exemplu, ieri e foarte important, pentru că lumea începe să-și piardă încrederea în media. Eu am văzut ieri, asta e un caz de acum mult mai, vis-a-vis de accidentul aviatic din Franța, câte păreri și câte rostogoliri și câte verdicte deja date doar câțiva oameni și culmea. N-am văzut mulți din rândul jurnaliștilor. Mai curând din breasla celor care s-au ocupat de aviație, da? Păreri mai... sau atitudini mai... domne, de genul, hai să așteptăm să termine ancheta, să vedem în totalitatea evenimentelor când s-au găsit toate cutiile negre și când om avea toate datele vis-a-vis de acest accident. În rest am văzut așa o grabă de o goană după senzațional. Știi cum e? Acum și publicul are nevoie de informații atunci când se întâmplă o nenorocire de genul acesta și o anchetă poate dura, hai că acolo poate nu, acolo am văzut că au ieșit autoritățile chiar. Stai să încep o leac într-o ordine logică. Am ajuns aseară mai târziu acasă și am început să citesc presa centrală. Am găsit în evenimentul zilei o știre luată de pe Pro TV, ceva cu toată povestea, cu accidentul, mă rog, ce se știe la ora actuală, cu discuțiile avute, cu ce a înregistrat cutia neagră, așa, cu acel pilot care se duce până la baie, bănuiesc ei, se întoarce, celălalt copilotul se blochează în cabină, ăsta bate la ușă, băi, deschide, nimic, ăla, și în timp ce dădea se îndrepta cu avionul spre sol. Cădea... Da? Aveam acasă și în evenimentul zilei din ziua precedentă, da. Din ziua respectivă, știi? Da. Și când mă uit în ziar, deci era făcut-o cu o zi înainte, timp de 30 minute înainte a prăbușirii, piloții n-au vorbit nimic. Adică nu a registrat nimic. Ori exact știrea de la Pro TV infirma acel lucru, știi? Dar totuși există o nevoie de a informa publicul și de atunci tind să te lezi de orice informație pe care ai. Problema e cum o exploatezi, o faci
o faci în țânțară măsar și o dai ca să-ți cumpere lumea ziarul la tarabă pe principiu uite ce sau ce a declarat nu știu, vorbim despre Halep. Dar cum sunt titlurile alea? Uite ce a declarat, uite ce a spus Șarapova despre Halep. Știrea îngrozitoare care îți va afecta viața în următorii 20. Wow! A murit o mie, nu știu, o lume întreagă plânge și vezi că a murit, nu știu ce, cățel de pe nu știu film. Da, să fie sănătosit. Da. Să aibă parte de o cățea acolo în ceruri. În cerurile patrupedele. Păi nu, da. Dar asta vreau să scot în evidență. Hai să încercăm să... Eu, uite, apropo de... tu zici că ai deschis repede presa centrală, te-ai uitat aseară. Toată ziua am butonat după subiectul ăsta să văd... pentru că, nu că mă pasionează, dar... e destul de ciudat. E destul de ciudat tot ceea ce s-a petrecut. Ca de obicei s-ar putea să existe o rezoluție sau o soluție foarte... foarte simplistă sau nu zic la un moment dat vis-a-vis de chestia asta pe unul din site-urile pe care le frecventez ridica cetățeanul pe blogul respectiv, dom'le, dar dacă o fi din cauza acceleratorului de particule de la CERN, că ieri taman ce aveau ăștia o probă porneau și că a avut un defect și că ok. Până la urmă nu se știe niciodată de unde apare. Spuneau la toți cetățenii la televizor că în apropiere era un poligon de tragere psihologic. Dom'le, că vis-a-vis de sinucigași ăștia nu omoară și oameni. Adică dacă au ei o treabă, au o treabă. Nu? Sunt multe lucruri care sunt de discutat, dar ceea ce vorbeam noi vis-a-vis de a da verdicte, asta e o problemă destul de complicată și îți spuneam că aseară când am dat pe televizor am găsit un alt subiect care, spun sincer, în sfârșit m-a uns pe inimă. În sfârșit m-a uns pe inimă. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că în presa centrală a făcut așa puf, știi, adică și am începe să scurgă subiectul Schweighofer. Subiectul Schweighofer Holz Industry. Au prins cer la București. Că știi cum e? Noi putem să dăm aici până nu mai putem. Ne interesează. Dar uite că la nivel central au mai prins o iță, că știi cum? Au prins de fir și am când trag de dânsul. Hopa! Dar cum s-a făcut afacerea asta în România? Hopa! Dar a avut întâi sprijin politic. Hopa! Întâi s-a făcut legea și după aia a venit firma. Hopa! Stai că e ceva problemă iarăși. Corupție cu draci, cu laci, cu... Hopa! Uite, dispar firme românești ca să fie doar firma asta. Hopa! Uite, ăștia ne distrug drumurile. Știi? Deci, la urmă, ce ai văzut? Ai văzut un... Deci, au început... Discuții. Pe B1. Da. Pe subiectul acesta. Bun, deci, din ce am înțeles, tu... A fost o bombă văzită, dar a fost o bombă văzită. Nu, deci nu, înțeleg nu, că... nu e văzită. A început să... Deci subiectul a început fitilul, să fie și vizibil și la nivel de plan național. Da? Da. Pentru că dacă era că freacă economia Sucevei și că freacă drumurile Sucevei și că nenorocește o comunitate întreagă, parcă nu era nicio problemă. Dar a mai nenorocit una, mai vrea să mai nenorocească una tot pe acolo prin Ardeal. Și s-au mai ridicat băieții și au început să sape din 2000 încoace și au început să le descopere și au început să apară cu ele în presă și subiectul ăsta e doar la început. Știi? Și poate să fie și la sfârșit, adică fie posibil să nu ajungă nicăieri. Sperăm că nu. Acum știi cum e. Ți-am zis, n-ar trebui să avem discuții genul acesta dacă am avea autorități competente pe... Da. Din codul silvic, de exemplu, știi? Și dacă avea și un cod silvic, așa cum acum nu mai știu, știu că trebuia introdus un nou cod silvic, o nouă lege. Dar nu știu dacă codul ăsta silvic nu era tot în avantajul exploatatorilor. Adică hai să fim serioși. Unde am prins pădure, am pus-o jos. Păi e o problemă. Citam o statistică. România are undeva 20 ceva la sută pădure, până și Bulgaria înaintea noastră. An de zile am țipat să nu ne ia popii pădurea, dar noi o tăiam mai vârtos ca... O mie de popi la un loc, știi? Da. Acum poți șoia. Acum poți șoia. Nu mai neaghiți să putea scoate una de asta. Ci că am apăt. Nu, eu zic că nu e corect. Trebuie pur și simplu să
Da, am zis, m-am bucurat, a apărut subiectul ăsta și la nivel central. Să vină să ceară materiale, că avem cu ce. Bun, Craiova Obiectiv, monitorul sunt ziarele pe care le avem la dispoziție. La Rădăuți e o situație pe care bănuiesc Sandrinio, da? Nu, Sandrinio e în concediu, Dana Humoreanu. Dana Humoreanu? I-a scris, da. Păi, cum să spun? Deci, eu la... deci Sandrinio e specialist, e rădăuțiolog. Că la, de câți ani are subiectul ăsta în mână, cred că poate să spună înainte de a se întâmpla ceva. Știi? Situație fără precedent. Am mai spus. Haos în Rădăuți. Se știe. Dar nu e nicio problemă. Asta o să vedem. Fără când, număr. Marți sau când e? Pe 31, am înțeles. Pe 31, da? Și asta în ce zi de la Bunul Dumnezeu dată? În ziua de... Miercuri, poate, nu știu. Angela. 31 e marți. Marți 31. Marți 3 ceasuri rele. Marți pe 31 au și ședință de Consiliul Local. Da? Bun. Deci haos în Rădăuți. Primarul în pușcărie. Consiliul Local în prag de dizolvare. Secretarului expiră mandatul și din știre de ieri știți foarte bine, viceprimarul a fost schimbat cu... Daian Antronache, da? Deci, consilierul. Da, și transferul ăsta se face după nu știu cât timp, știi? Că nu-l face așa apocnind în degete. Păi nu, și plus de asta, domnul Maieran e convins să conteste în instanță. Deci, dar are acest drept, nu? Păi, da, are drept de a contesta în instanță, toată lumea are drept. Da. Adică și eu te dau mâine judecată fără nicio problemă, știi? Pentru orice, adică nu... Am înțeles. E aici avem o problemă, știi? Asta e un alt subiect, știi? Și te duc și tu trebuie să dai răspuns, să vii la termene, să faci apărare, să plătești avocatul, să... Da, dar la urmă dacă denunțul sau nu denunțul, dar în judecată a fost... Nu este pedepsit, deci nu poate să îngrădească nimeni acest drept, tocmai asta e. Și atunci foarte mulți... Dar la capătul acestei acțiuni... Cel care pierde plătește absolut și cheltuieli de judecată, tot ce e. Da, da. Crede-mă că e un stres pe care nu ți l-ai dori, știi? A, da. Fără discuție. Da, deci ziceam că și domnul Maieran vrea să conteste în instanță. Deci asta e o altă problemă. După cum vezi, avem o pagină întreagă dedicată și colegul Dan Coman. De fapt, mai este un articol. Subiectul lui Rădăuți, nu? Consilierul PSD Mirela Tudorese a demisionat din Consiliul Local Rădăuți. Dar asta s-a întâmplat fix după Tudorese, da. Dar nu știi? Știam că a fost la PDL, s-a mutat, da, a trecut la PSD. Acum, spre exemplu, în condițiile în care Mirela Tudorese și-a dat demisia, ea fiind în PSD ultima oară, automat va primi PNL-ul un consilier, pentru că ea a câștigat alegerile pe lista PDL-ului. Deci, dacă până acum erau 7 consilieri locali de la PNL, 8, nu, 9 din partea asta și unul independent, în momentul de față o să fie 8 și unul independent. Și independent. Nu? Cam așa. Stai că dau prost cu matematica. Hai până vă... Așa ar fi, până faceți voi calculele. Deci, ideea care e? Dana Humoreanu spune așa, că în condițiile în care pe 31 se va... e foarte posibil să se dispună dizolvarea Consiliului Local Rădăuți. În condițiile în care tu ai primarul la... primarul de drept, la în arest, da, preventiv. Da. Situația viceprimarului e incertă. Secretarul îi expiră mandatul. Practic, te afli într-o situație fără precedent în România. Știi? Zice ea, acum, sincer să fiu, nu pot să mă dau un foarte bun cunoscător al legii administrației publice, dar nu știu dacă, te întreb cine îl va organiza atunci, în cazul ăsta, alegeri locale la Rădăuți. Domnul Constantin Harasim. Da. Da. Și cu siguranță Rădăuți, ți-am zis, rămâne un...
o localitate foarte bine punctată pe harta județului, unde se întâmplă multe și frumoase, frumoase, mă rog. Doamne, știi care... De rigoare... I-am văzut și pe oamenii de acolo. Deci, cu toate că se întâmplă lucrurile astea, da? Ei spun, băi, hai să nu mai facem circ. Păi asta se întâmplă. Și cum să spun, a fost ani de-a rândul Aurel Olerean. Toată lumea dădea vina exclusiv pe Aurel Olerean, da? Bine, pentru că în multe cauze exclusiv era vina lui Aurel Olerean. Acum se adică spune... El provoca, că... înțelegi, toate acele scandaluri care au fost de-a lungul timpului. Da. Am înțeles. Bun, în momentul de față, ar putea spune unii, doamne, scandalurile le provoacă exclusiv domnul Tiberiu Maieran, nu? Da, deci se pare că acolo au o problemă, e ceva cu sămânța lor de acolo, știi? Okay. Rădoțeanu, bun. Știi, ar trebui să fii că... cum e în pașaport, scuze-mă puțin, naționalitatea român, german, știi, să ai rădoțean. Da. Stai, bă, că ăsta nu e chiar român român, știi, okay. Ăsta e mai al dracu. Să presupunem că se rezolvă și problema asta, că demersul până la urmă e, până la urmă a fost un vot. Dacă toate lucrurile se așează, automat... Tiberiu Maieran trebuie să-i facă loc domnului Andronache. Păi dacă și la domnul Andronache se întâmplă lucrurile astea, da? Păi nu o să spunem că suntem nebuni, adică asta e, mă, nu, deci, nu, cred că deja nu mai ține de om. Nu, e clar, sunt niște orgolii prea mari pentru un târg atât de mic a Rădăuții. Asta e. Și niște oameni cu capul pe umeri, de sunt convins că niciunul dintre ei nu e, sau mă rog, majoritatea dintre ei sunt niște oameni responsabili, dar când ai niște interese la mijloc, orgolii, când nu reușești să te înțelegi cu celălalt și pentru binele unei comunități, uite, ajunge situații de genul acesta. Știi? Acolo a fost ca bulgărul acela de zăpadă care îi dai drumul la, da, pe un deal și el se transformă, se face, aici, exact, se face din ce în ce mai mare și... Da. Da? Cam așa a fost și la Rădăuți. Tot în ultimii ani asta Rădăuțiu n-a lipsit de pe prima pagină, prin scandaluri, evident, pe prima pagină a ziarelor, chiar și în presa centrală, da? Da. Mirela Tudorese a fost aleasă în 2014, după cum vă spuneam, pe lista consilierilor locale PDL. Spune așa, stai că am văzut undeva declarația domniei Săl, dar nu știu dacă, din păcate, majoritatea persoanelor ce fac parte din politica rădăuțeană și din consiliul local, nu fac altceva decât să pună interesul personal mai presus de interesul public, de interesul comun al cetățenilor. Am intrat în politică, tam. Spunea la un moment dat că refuză să mai facă față presiunilor impuse Nistor Tătar. Nu știu dacă am găsit în monitorul sau în altă parte am văzut pe internet la un moment dat fiind această declarație doamnei Mirela Tudorese. De partea cealaltă, președintele PSD Rădăuți a declarat ieri că din informațiile pe care le are vor urma și alte demisii de consilieri, mai ales după ce unii dintre ei au primit invitații la DNA. Știi că săptămâna trecută au fost vreo câțiva și DNA-ul, stau și mă gândesc că ajunge așa ca cum primești invitații la nuntă și mă, invitații la DNA, invitații la nuntă, da. Nu, dar știi că la invitații la nuntă li se mai spune amendă, știi? Da. La invitații la nuntă, la IBA, ui, la invitații la DNA, cum se spune? Nu știu, dar cert e că acolo nu mergi cu amendă îmbrăcat la costum, știi? Da. Cum te prinde vreme, nu? Da. Știi? De asta e bine mereu să ai schimburi curate, știi, să ai chiloții curați, înțelegi? Doamne, problema... Spălat binișor, că da. Nu se știe niciodată. Am văzut ieri că primarul de Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, și-a dat demisia din funcția de primar, ceea ce înseamnă că vor urma alegeri la Piatra Neamț, nu că asta ar fi problema noastră, dar e o situație care s-ar putea întâmpla în curând și în alte localități, inclusiv la Rădăuți. Am să vedem cât și cum. Pentru că dacă se păstrează această situație, până la o pronunțare definitivă a instanței,
Aurel Olărean este primarul ales al municipiului Rădăuți. Corect? Și, da, eu aproape că nu mai înțeleg. De ce sunt ținuți în arest dacă încă nu este o sentință definitivă? Sunt periculoși? Pentru că ăsta e rostul arestului, știi? După sentința definitivă e pușcăria. Da. Arestul nu trebuie neapărat, deci dacă stai în arest nu înseamnă că ai numai indivizi care în secunda 2 în care ai scos din arest să-ți dau un cap și umblă cu mitraliere la ei, știi? Nu, care își pot aranja dosarul și așa, exact, mai departe. Exact, exact. Acum e drept că în cazul ăsta a lotului Olărean și a magistraților bine cunoscuți de toată lumea, avem o situație atipică, da? Deci Curtea de Apel Cluj dă de vreo 5-6 ori, nu mai știu cât, arest la domiciliu, da? Considerând că ok, gata, le ajunge, pot să stea foarte bine și acasă, cu anumite interdicții, da? În alta curte de casație, întoarce și spune, adică admite contestația DNA-ului și întoarce, spune, domnule, nu, rămân pe arest. Și sunt deja, nu știu, 8-9 luni, nu știu cât. Mult. Da? În condițiile în care... deci nu mai ai ce probe să administrezi, am vorbit cu mai mulți avocați, adică au zis, domnule, ok, mi-l țin arest, mai ai ceva, e trimis în instanță. Probabil că atunci când e vorba de magistrați, se judecă așa mai cu, nu știu, cu exces de zel, să zic, știi? Problema ți-am zis, mergeți, repet, la filmul ăsta, de ce eu? Repet, arestarea preventivă la noi nu mai e o măsură excepțională, așa cum e prevăzută de legislația penală, ci e o banalitate, știi? Adică, uitându-mă, de exemplu, peste ziarele astea vechi, vedeam că dosarele de contrabandă aveau o prioritate față de alte materiale în anii anteriori. Pe ele erau petarde. Ori acum au devenit niște banalități, da? Deci când aud că am percheziții pe contrabandă la DICOD, mă ia cu capul în ziua aia, știi? Înțelegi? Nu pentru că m-aș, dar că știu câte să stau, să, n-am niciun, cum să spun eu, nu-mi provoacă niciun interes subiectul. Da. Mă las doar să fie implicată vreo personalitate sau știu ce, dar rest mă lasă rece. Cam așa o să ajungă și chestia asta cu arestarea preventivă. Înțelegi? Dacă o să continui așa, eu sper că la un moment dat cineva să reglementeze situația asta, pentru că, sau cel puțin, am văzut că acum se discuta cu spectacolul ăsta al cătușelor la televizor, știi? Și dădea cineva exemplu presei din Franța, dacă nu mă înșel, sau nu mai știu, sper să nu mă înșel, că noi avem un sistem de legislație penală comparativ cu cel al francezilor. Și zicea că în Franța se dă știrea, da? Max Cocoș a fost reținut 24 de ore, Doamne ferește, da? Bate-n plastic, știi? Dar... nu ești prezentat, deci imaginele alea nu, pentru că intervine cum ar veni CNA-ul la ei, deci nu ești prezentat cu cătușe, nici măcar cu acele cătușe blurate, înțelegi? Da. Deci se prezintă știrea, dar nu apare și personajul. Și atunci cred că ar mai diminua puțin din efectul ăsta să vină presa acolo, să haideți, înțelegi, și toate acele discuții, toate acele stenograme care apar în presă, știi? Ok, eu înțeleg, deci îți dai seama, aici cumva sunt între ciocan și încoval, pe de-o parte... Mă interesează subiectele de genul acesta pentru că ele aduc cititori, da? Și, da? Dar pe de altă parte și eu personal pun mai presus lucrul acesta decât de interesul meu ca și ziarist, pun mai presus imaginea acelui om, da? De care vorbesc la momentul respectiv. Cum să descifrăm un pic? Și prezumția de nevinovăție pe care toți o călcăm în picioare. Deci aș face un preș cu prezumția de nevinovăție și lași preșul ăsta de intrare în apartament. Deci cred că e cel mai bun preș. Cum să interpretăm un pic sau cum să vedem lucrul ăsta? Cazul omului Florin Sinescu până la urmă, care a beneficiat, ghilimele de rigoare, de un circ excesiv din punctul meu de vedere, pentru că din toate acuzațiile care au fost atunci atât de și mi se părea că, mamă, gata, au început să fie fâsuri, dar fâsuri, adică am mai, până la proba contrară, pe mine nu m-au convins nici în primă instanță, nu a convins nici instanța, uite că trece vremea și nu mai apar elemente senzaționale care să, bine, nu e obligația să fie prezentate presei, fără îndoială, dar am beneficiat atunci de plimbări cătușe, de reținere, de și asta îndrăznesc să cred ușor exagerat, adică
se puteau elimina. Adică dacă totuși tu ca și anchetator ai greșit la un moment dat, adică nu ți-ai și tu niște măsuri de siguranță să nu... Băi, l-ai chemat pe omul ăla, o venit la tine, îți dă cu subsemnatul, dar faza aia cu plimbatul cătușe... Păi, asta m-a intrigat și pe mine și ți-am explicat și de ce. Dacă tu cu 2-3 săptămâni în urmă de a-l lua pe prefectul cu cătușe, te duci la el la prefectură, faci percheziție, ce-o fi fost aia, un control, să iei niște documente, da? Deci, practic, a dispărut elementul surpriză. Dana, ghici cine e, știi? Da. Te cercetăm, ok, și dat dosar al DNA-ului, bănuiesc că i s-a auzit la cunoștință și o parte dintre acuzații. Oricum, bănuiesc că omul și-a făcut așa imediat un brainstorming să gândească, domnule, cam ce ar putea ăștia să aibă cu mine, da? Bun, după 3 săptămâni, ai făcut dosarul, ai strâns toate probele, te duci frumos, l-ai luat de acasă, îi pui cătușe dacă consider că îi dai reținere 24 de ore și îl duci direct la instanța de judecată. Așa mi se pare mie corect. Ori nu, îl duci la arest, ai grijă să afle presa că te duci călare la prefect, vine presa, că asta e meseria noastră, da? Vine presa la și filmează cu prefectul scos din Dita Mai Vila, care e de fapt un apartament din la Belvedere, da? Că dus la audieri, scos cu cătușe și Duba nu s-a mai oprit la instanță. Duba s-a oprit la arest, unde a stat domnul prefect 24 de ore reținut, da? Până a doua zi, când a fost dus la instanță. Care instanță? Știm foarte bine că a respins propunerea de arestare preventivă făcută de DNA, considerând-o neîntemeiat. Deci eu sunt... Lumea să nu înțeleagă că, și că în ultima vreme am scris mai multe materiale în care am prezentat semne de întrebare, zic eu, evidente, în privința activității DNA Suceava. Eu apreciez și încurajez această structură, deci să nu înțeleagă că am eu ceva cu, dar sunt convins că în această dorință... Ce este presa? Câinele de pază al democrației. În această dorință... Așa se spune, da? În această olimpiadă a rechizitorilor, cum vorbeam, această olimpiadă a arestărilor, în care se pare că procurorii din țară, de la serviciile teritoriale din țară, încearcă să țină pasul cu cei de la capitală, da? Se pare că mai fac și unele abuzuri. Da? Sau greșeli. Hai să ne spunem apoi. Cred că sunt greșeli până la urmă. Nu, cred că sau... Sunt omenești, nu e nicio problemă, dar un pic mai multă atenție n-ar strica, pentru că, uite, cel puțin în cazul de care vorbeam, deja discutăm de o carieră, n-aș îndrăzni eu să zic că e chiar ruinată cariera domnului Sinescu, dar oricum destul de greu va putea șterge acea... Nu va putea șterge niciodată, dar tu te gândi. Uite, exemplul lui Crab, comisarul șef Ioan Crab, da? Care în iunie 2014 era șeful în putere citare PJ Suceava. A apărut știrea, Crab cercetat în dosarul APIA, domnule, ce a făcut ăsta? A luat subvenții? Nu, domnule, era la subvenții. Crab era acuzat și este acuzat că a intervenit pentru o duduie șefă la APIA să nu i-a permis sunt niște polițiști care au oprit-o în trafic pe aia. Îl iei pe Crab, dai comunicat, da, comunicatul, să vezi cum era, a făcut aia, adresa aia. Și la final, micuți, prezentăm că această etapă nu reprezintă, nu poate să încalce rezultatea din nevinovăție. Ok, știi? Da? Da. VTF. Da, după ce îl iei pe ăsta și mi-l nenorocești, adică îl dai, îl pune la dispoziție, îl trimite la, așa e legislația privind polițiștii, știi? Îl pune la dispoziția unității, îl dă pe o funcție, la un serviciu, mă rog, din cadrul IPJ-ului, ofițer ca și ofițer deputat aproape. De-abia atunci ei au aparatul radar, care aparat radar le-a dat că viteza era de 75 de km la oră. Ceea ce care legislația pe impune maxim contravenție. Exact. Și polițiștii au un proces verbal cu 75 de km la oră. S-a venit specialistul DNA-ului care a spus, domnule, aparatul, genul ăsta de aparat radar nu poate fi modificat, nu se poate umbla pe el, pentru că în momentul în care încerci să faci ceva, se șterge au tot. Au ei semne, au da. Tot ce le trebuie. Ca să nu mai zic că 8-9 luni nimeni n-a vrut să dijungă, deși Crab făcea cere peste cere, să dijungă cercetările. Da, domnule, hai să-l cercetăm. E vinovată, trimite-mă judecată, din dosarul mare APIA. Da. Da, dosar în care evident că cercetările durează mai mult pentru că e un volum mare de activitate. Mă rog. Hai
că tu vrei, da, să, tu vrei să mă enervezi. Nu, dar vreau să te potențez un pic în dimineața asta. Nu vezi că Angela a venit și se uită la televizor? Și am onoarea să fiu lângă, păi, voi. Și atent cum sună. Angela se uită la televizor dezinteresată și tu vrei să mă potențezi pe mine. Nu, mă, da, cred că avem o problemă. Știi ce? Nu, nu, tocmai că n-avem. Nu ți s-a întâmplat câteodată stai să te uiți la televizor și să încerci să-l ajungi cuvinte pe invitat sau pe... Hai, ești cumva să fie de handicapat de la trebuie să mă ajungi. Nu, asta zice Angela. Stai, zice, greu vorbește la bătă, să-l ajungi cu niște cuvinte. Îți vine să... Nu, dar vine omul și spune, băi, zi așa cum zic. Sunt unii care se ceartă cu televizorul. Angela, cum a stat fără... Deci nu respira. Deci te ascultam cu maxim interes. Din când în când, băi, nu, păi, a prins-o. Eu sunt la început, deci învăț. Cătălin, faci gimnastică? Faci gimnastică, vezi? Da. Tinde. Stai un pic că vreau să termin cu pagina asta a cincea din monitorul. Stai să zic și eu mai ceva. E un lucru foarte important și tocmai de asta aș vrea să... să-l discutăm în stilul nostru, cât se poate de clar. Administratorul public al primăriei Vatra Dornei, Mircea Rusu, a fost găsit în conflict de interese. Ce la ani s-a ocupat de acest lucru. Ideea este că toate lucrurile ar trebui să le așteptăm. Eu în anii de ceva vreme constat că nu prea pot să mai am încredere. Și când spun acest lucru, mă gândesc la mai multe situații care s-au derulat în preajma, în jurul și conducerea acestei instituții, mai ales că acum încep să apară lucruri, după cum spunea Uța, acum aude voci, nu, acum e în faza în care... Nu mai știu, stai. Ce am pierdut? E înainte, ai pierdut multe. Acum ai faza cu gândurile, da? Gândurile. Îl năpădesc gândurile. Îndată vine și faza cu vocele. Da? Deci, anii e un capitol care așa mă strânge ușor în spate. Speța e de undeva din 2008. Sau da, tu observ că toate astea mandatul sunt... Mandatul 2008-2011. Deci 2008-2009, vin din 2015, adică ele toate sunt cu câțiva ani în urmă. Nu vine nimeni să spună, domnule, ai făcut un act de corupție, ai făcut acum o lună, da? Da. Acum un an, domnule, acum 6-7 ani. Da, da. Ai făcut da. Nu știu ce, avem noi probe. Ok, ce probe să mai ai tu? Mă rog, în fine, hai, trece. Nu, da, ajungem practic la esență. Știi că am mai avut discuția asta și aici și cu alte persoane. Și după publicitate. Și stai așa, domne, că s-a petrecut, că s-a trezit. Bă, dar dacă tot vezi că... Adu-mi aminte... Să-ți spun o chestie, o teorie legată pe care zilele trecute chiar mi-a venit în minte. E de spus la televizor? E de spus la televizor, atunci, da. Hai să vorbim de altceva în pauza de publicitate ca să fie interesant emisiunea și după. Deci spuneam domnul Mircea Rusu, administratorul public al primăriei Vatra Dornei, city managerul de acolo este, da, are posibilitatea de a se apăra, până la urmă vor urma procese și așa mai departe. Om trăi și om vedea ceea ce se întâmplă. Publicitate, revenim. Totul pentru casa ta. Da. Ai zis că zici ceva. Da, legat de subiectul cu anticorupția, cu arestații, da, da, cu cascada de... Mașinuța. Cu mașinuța, da. Aveam o discuție zilele trecute cu cineva, pornită de la, știi că poliția are un poligraf, un detector de minciuni. Poligraf care e folosit anual în sute de dosare. Da? Și m-am întrebat, domnule, de ce nu, dacă, și adevărul că, din ce știu eu, niciodată nu a folosit poligraful și DNA-ul. Da, e drept că infracțiunile, ele folosite de regulă la infracțiuni de violență pentru a controla niște indicii, definind o probă în instanță pe care să meargă anchetatorii. Dar, de exemplu, dacă eu vin și spun așa, domnule Max Cocoș, dar nu mă mai băgând. Vine, hai, nea ghiță, vezi acum era nea ghiță, nea ghiță. Veni și pe nea ghiță. Mă, cine, mă? Uță vine, uță și... Da, a făcut el nu știu ce faptul de corupție, da? Eu, ca anchetator, ce fac? Vin și îl iau pe corupt, pe suspectul de fapte de corupție și... Am arătat imagine cu mine. Îl duc la audieri sau așa, ori
De ce mă gândesc eu, de ce n-ar putea folosi foarte bine acel poligraf să vadă dacă denunțătorul spune adevărul? Și hai să dau un exemplu din practică chiar. Ții minte când a ars pensiunea Dolce Vita? Da. Suspectul că încă nu e condamnat. Nu, că nu mai ții minte în ce an a fost. Polonic, 2008-2007. Polonic era unul din broșteni, da? Era închis în arestul IPJ-ului pentru furt. Habar n-avea aia că Polonic a dat foc la pensiunea Dolce Vita. La un moment dat, Polonic, neînțelegându-se cu celălalt complice din dosar, care patronul de la Casa de Piatră, da, e celălalt complice potrivit anchetatorilor, da, încă nu avem o sentință definitivă și revocabilă, zice că nu i-ar fi dat banii cu care s-au înțeles, denunță omul. Dom'le, eu am dat foc la Dolce Vita, pus de ăla, da, de omul de afaceri, concurentul lui Berbece care avea Dolce Vita. Bun, polițiștii de la investigații criminale ce fac? Îl duc pe Polonic la poligraf pentru a se convinge că Polonic, alias, deci el îl cheamă Mândrilă, nu știu cum, da. Petrică Mândrilă, că Polonic spune adevărul, înțelegi? Ca apoi să continue să păture, adică are rost, bă, să mergem firosă sau nu are da, rost? Da, pentru că testul cu poligraf, adică testul cu detectorul de minciuni, nu este probă, dar poate ajuta oricând într-o anchetă. Da? Ori arestarea... Adevărul e că mi-a plăcut foarte mult serialul ăla, Lie to Me, sau cum... Da. Da? Ok. Pentru că arestarea preventivă, până la urmă, așa cum e prevăzută în legislația penală, se face pe bază de indicii, da, și presupuneri rezonabile, sau nu știu cum e exact formularea, da? Ori de ce n-ai folosit acest indiciu și detectorul de minciuni, da? Hai să spun, de ce n-am folosit, de ce n-ar fi folosit șefa DNA Suceava poligraful atunci când l-a reținut pe șeful secției de poliție Gălănești, Marius Ciotău, acuzat că ar fi bătut în urmă cu un an de zile un suspect în sediul secției de poliție, da? Suspect care n-avea nici certificat medico-legal, care după câteva săptămâni a fost, două săptămâni, chiar dacă nu mai puțin, a fost reținut 24 de ore și potrivit fișe medicale care se face la intrarea în arest, nu avea nicio leziune de pe urma unei agresiuni. Deci, foarte bine era să-l audieze, să-l pună la poligraf. Dom'le, vrei să mergi la poligraf pe acel denunțător? Nu, a preferat să le ia pe denunțător, da, să ia denunțul acelui bărbat, da, pe care polițistul cercetase și ulterior trimisese o judecată pentru furt, deci avea toate motivele să se răzbune pe polițist, da? Da. A preferat să ia niște mărturii ale rudelor respectivului, că a spus, da, domnule, Costela nostru, sau cum l-o fi chemând pe ăla, că-mi scap acum, era bătut, a fost bătut atunci, dar ne-a spus să nu spune nimic la nimeni, știi? L-a băgat 24 de ore pe polițist, da? În arest, ca apoi să-i dea control judiciar, control judiciar ridicat, care până la urmă s-a ridicat pentru că... Da, dar uite, așa e terfelit imaginea respectivului cetățean. Dar mă gândesc, n-ar fi mai simplu să faci chestia asta, da, cu poligraf? Repet, în condițiile în care IPJ Suceava și nu numai IPJ Suceava, toate polițiile județene din țară îl folosesc în mii de cauze pe, la nivel național. Da. Bun. Știi ce? Nu vreau să transformăm emisiunea asta, cum se chema emisiunea lui ăla, Cereți aproape, cum... Să zurim Bălan și în această seară. Să zurim Bălan, da. Da. Deci nu vreau să o transform, dar uite că vii cu elemente, nu cu elemente, cu explicații foarte importante pe domeniul ăsta. Cred că telespectatorii noștri în curând vor fi specialiști pe domeniile în care ești tu specialist, pentru că ai și talent de a le prezenta. Dar mai mulțumesc. Avem și multe alte lucruri, plus că avem și presa din anii trecuți pe care chiar trebuie să facem și mie că nu ne încadrăm cu titlurile din dimineața asta. Hai. Așa că hai să trecem și la alte subiecte importante. Regulamentul pentru câinii cu stăpâni a fost aprobat, dar într-o formă modificată. Din știrea pe care o găsim în... Monitorul de Suceava din pagina A4, reținem că de acum va trebui să... Deci cei care dețin un singur câine în apartament nu mai trebuie să obțină și acordul vecinilor, dar pentru doi le trebuie și avizul asociației de proprietari. Deținătorii câinilor care sunt plimbați în locurile publice au obligația să strângă dejecțiile acestora. Din punctul meu de vedere este imposibil să-i pui pe oamenii ăștia să facă lucrul ăsta până tu nu cureți parcurile de ceilalți câini.
pe principiu, care e al tău? Care e al lui, nu? Da, adică, da, băi, fă testul ADN. Îl supraveghezi. Da. Unde duci? Acolo. Aha. Bine, e, trebuie să subliniem totuși că acum nu putem aștepta să fac întâi aia și după aia să facem mai alte. Dom'le, e bine că s-a făcut un regulament de genul ăsta. Asta e un lucru foarte bine. Dacă tot nu-l respectăm, că e bine n-are că n-are cine făcut, să-l pună în practică, adică sunt prea puțin polițiști locali, că... Eu mai curând mă bazez și am văzut foarte mult bun simț la proprietarii de animale care... Nu au avut nevoie de așa o lege și vă spun, am văzut cu ochii mei, știu că există, deci proprietari de animale care deja strâng, fără să fie legea în spate, fără să... nu, deci nu lasă mizerie cubă, câine. Dar asta depinde de cât de mult. Ăștia sunt iubitorii de animale, care chiar și iubesc animăluțul și vă fac curat după el. Da, bine... Știi cum e? Sunt foarte puțini oameni de genul ăsta. O să fie care... mai mult. Aș vrea și mi-aș dori lucrul acesta pentru că asta înseamnă să avem și noi o mentalitate de țară europeană. Din păcate, atât timp cât vezi totul în jurul tău că merge de andoaselea, știi, parcă când vezi că ai un rahat, toată treaba merge ca un rahat, lași și tu rahatul acolo, nu? Cam pe principiul ăsta merg. Că ce, eu de ce aș face, nu? Da. Ești mai... Mă rog, să revenim. E o chestie bună că s-a dat acest regulament, e o chestie bună că este acolo, înțelegi? Da. Deci, conform regulamentului aprobat de Consiliul Local, în spațiile publice din municipiul Suceava este cu desăvârșire interzis accesul câinilor periculoși, care se încadrează în categoria câinilor de luptă și atac, în vreme ce pentru alte rase încadrate la categoria de câini periculoși, accesul în spațiile publice este permis doar dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de proprietar ori deținătorul temporar. Cu alte cuvinte, de aia gen pitbull nu o să mai vedem. Nu? Păi pitbull e din categoria câinilor periculoși, de luptă și atac. Pitbullul nu-i de luptă? Sau de atac? Deci pe ăștia nu o să-i mai vedem. Nu-i absolut deloc. Ceea ce e de bine. Crezi tu? Cum? Crezi că noi nu o să-i mai vedem? Dom'le, chiar eu sper un la un moment dat să se respecte aceste regulamente, pentru că e o problemă. Nu știu dacă n-ai trăit așa niciodată cu senzația de disconfort când trecea câte unul de la fără botniță la o distanță la care ochișorul tău aprecia că îi permite lăsa să ajungă la tine? Ba da, dar mai mult disconfort am trăit atunci când am văzut zeci, sute de câini vagabonzi prin orașul ăsta. La fel de disconfort și dezamăgire am trăit când am sunat personal la poliția locală și eu și colegul meu Dan Coma, pentru că noi în zona unde locuim avem o... El a fost mușcat. El a fost și mușcat. Da. De... Râd că când nu știu pe ce patruped l-a mușcat. L-a mușcat după om, știi? Dar unul pervers, așa, mic și pervers. Deci nu, păi latră, normal, la creditor, ca să vină unul de la mai mare. La latră și da, te prinde de picior. Păi dar așa-s mă ăștia care... Da, o să venim, o să facem. Da, îți dai seama, a vorbit colegul meu și cu... La primărie, cu viceprimarul, cu nu mai știu care. Da, de rezolvăm. După și că, Paște. Căței toți acolo. Au niște cuși pe la protecția copilului, am înțeles. Sunt niște funcționare care hrănesc. Mai vine o bătrână senilă și le dă de mâncare. Și într-o zi chiar am întrebat, măi, femeie, dar deci, du-câine și la dă poza că iubește, ai acasă. Și a început să țipe la mine. Să... Da, sunt foarte violenți. Da. Sunt foarte violenți. Păi nu, am văzut protestul ăsta pe care vreau să-l organizeze. Până la urmă am zis că s-a anulat. Mă rog, s-a anulat, în fine. Știi că și doctorul Haidamac, Florin, da, e și el un susținător, între ghilimele, al acestei idei de căței pe stradă vagabonzi. Da. Am zis, domnule, uite, trebuie să luăm noi atitudine, da? Dacă aud că mai fac ăștia un protest, da? Și fără fundament, adică, domnule, înțeleg să faci un protest, fiecare, exact, având argumentele tale, da? Pe care ți le respect. Da. Dar la fiecare lucru, da, să faci câte un protest, că vezi, Doamne, se întâmplă ceva și fac o paranteză aici și mi-aduc aminte de faptul că asociația pro, nu știu cum, de care avea contract de eutanasiere cu primăria câinilor comunitari, când a venit vorba să eutanasieze pe aia bolnav și agresiv, a zis, Doamne, nu mai, gata, da, nu mai faci, rămâne da, fără, blocat, și ai lăsat primăria, da, fără, că practic fără în baza unui contract nu poți să faci lucrurile acestea. Ei, ziceam că mă aliez cu doctorul Haidamac.
adunăm și noi câte 100 de prieteni și facem și noi un meeting de susținere a acestui regulament, că până la urmă trebuie să avem o normalitate, nu? Da. Dacă toți stăm în casă și așteptăm și ne uităm, uite, păi, măcar la protestează. Asta am zis săptămâna trecută, da, mai oameni buni. Deci ăștia se tot organizează și ei între ei câțiva care sunt gălăgioși, da? Dar nu gălăgioși, foarte gălăgioși. Deci dacă se întâmplă ceva, îi vezi cum apar. Ori, ori cu ochișorii, lacrimi. Că ce faceți voi la cație? Bă, fraților, hai să ieșim și noi ăștia. Mușcații. Cu copii, da? Sau mușcații? Mușcații sau cu toate alea, adică s-a arătat. Bă, noi până la urmă suntem 90 ceva la sută. Până la urmă. Statistic vorbind, adică autoritățile să nu se lase impresionate că au venit 10. Noi suntem restul. 90. Nu resturile. Restul. Adică mult mai mulți. Adică partea aia mai mare. Până la urmă, nu vrem rău nimănui. Nu vrem, nu înțeleg de ce mai spun încă o dată sau nu știu câta oare lucrul ăsta. Ce ne interesează fiecare câine să aibă stăpânul lui? Sau să fie luat de pe stradă, da. Dom'le, deci câine fără stăpân nu are ce căuta pe stradă. Deci poate să fie rasa rasei, să vezi că e cu chipuri, cu de-alea, cu ce vrei tu. Câinele ăla trebuie strâns, iar stăpânul câinelui, care și-a pierdut câinele, să știe foarte clar, bă, mă duc la adăpost, dacă nu-l găsesc în zonă, mă duc la adăpost, că sigur a fost strâns și acolo. Și când merge, zi un nume. Rex. Rex. Azorel. Uite, fac. Și a venit Rex la tine. Asta e logica. Aici, în zearele astea pe care ți le-am adus, la un moment dat e un subiect legat de un copil omorât de un câine. Da. Da? Ei, ce vreau să spun? Acel câine care a fost crescut de cineva și ulterior hrănit cu carne crudă, era foarte agresiv. Ulterior a dat drumul și a scăpat el, domnule, numai că era prea nebun câinele ăsta. Da? I-a dat drumul la spațiu public. Ei, acel câine a omorât un copilaș de 6 ani, da? La Călinești, nu? Exact. Dărmănești acolo. La scurt timp, deci în ziua tragediei, un pădurar, domnule, ce facem? Erau pe câmp, un pădurar a împușcat acel câine, suspect, da? Ulterior chiar s-a dovedit, a luat mulaj, au făcut o felul, da, adică da, da. Au fost probe că ăla a fost câinele care l-a mușcat pe copil, da? Pădurarul a fost dat în judecată. L-a împușcat, păi s-a făcut reclamație de către Asociația de Protecție Animalului, s-a făcut reclamație pădurarul că de ce ai omorât, domnule, câinele. Dar n-a fost dat în judecată? Nu, s-a făcut plângere, și a luat, i s-a dat neînceperea urmării penale, așa cum era și firesc, știi? Pentru că pădurarul nu a făcut nimic altceva decât să înlăture o stare de pericol. Păi, despre ce vorbim? Nu că stare de pericol. Stai așa, hai ca să păstrăm și atunci vreau să vină cei de la asociația aceea de la omorât un copil, deci asociația aceea de protecție animalelor, să vină să îi spună ce rău a făcut pădurarul chiar tatălui copilului ucis, da? Să văd dacă au puterea asta să o fac. Au tupeu, nu puterea. Îți spun eu. Da. Îs pe acolo câțiva. Deci, la capitolul ăsta, l-a făcut, la politică de marketing, să zic așa, să-și prezinte situația, sunt foarte buni, știi? De fiecare dată când a fost un scandal, ceva legat, murea câte un cățel otrăvit. Eu nu zic că nu e ceva trist. Foarte trist, na. Sincer să fiu și eu mai nervos toată, mai ales pe căței la bloc și domnule, am să iau ceva, să le dau ceva într-o zi, da? Nu mă lasă inima, sincer, să mă duc să fac lucrul ăsta, știi? Dar la nervi, îți dai seama, odată m-a sunat soția, Sergiu, vino că nu pot să trec pe aici. Era disperată, n-am cum să trec, ăștia latră la oricine și aleargă pe oricine și m-am venit de la serviciu cu mașina, să o iau, să o trec 3 metri, da? Da. Chiar în fața, la intrarea în liceu sportiv, da? Ei, toate situațiile astea, mă referam la marketing, la cum știu să-și plângă problema. Că vezi, eu am zis, dă-mi bleat, că o trăvesc găției, că mă îngaia, că mă îngaia. Și noi, da? Noi ăștia care avem copii mușcați, care avem rude, care suntem terorizați de haitele astea de câini până la urmă, stăm în casă și uităm, le, domnule, bașca mai și scrie pe la ziar, știi? Da. Că asta, până la urmă, asta ne meseria, știi? Câteodată scrii și ce nu poate ție personal nu-ți convine, știi? Da. Păi, dar tare aș fi curios să facem un protest. Până acum suntem patru. Da? Deci îl scoatem pe Dan?
Coman? Da. Vine, sigur. Bun. Deci hai da mag. Și șchiopătând așa la teatru, știi? Cum i-a trecut buba, zai seama, da? Să-l pune să șchiopăteze. Bă, da, chiar așa un pic. Ce mă da. Doare? Vorbim doctorul Haidamac vine, da? Oh, e primul, e de la, dacă facem la 8, el e de la 6 jumate acolo, știi? Face prezența. Bun, deci deja suntem 4 avizi amatorilor. 5? Vezi? Da, tu ești mică. Mică, dar trebuie să ai trompetă, știi? 4. Deci 5. Ok, asta aviz amatorilor pentru o eventuală... Bine, să nu sună că, domnule, veniți voi și venim și noi și ne măsurăm forțe. Nu, domnule. Nu. Dar să arăt opinia lui. Da. Să vă arătăm că, stați, bă, că lucrurile deci, nu sunt chiar așa, nu? Noi suntem măcar 5 și dacă încep să ridicem una dintre telespectatorii noștri sau de aici din platou, oricum facem mai mult decât 20 cât au fost ei. Eu totuși nu m-aș duce și aș protesta cumva rivalitate cu ăștia care susțin. Dar repet, n-avem nimic, sunt convins că mulți dintre ei și sunt convins că sunt aceste asociații pe care îi respect. Și eu cunosc aceste asociații de protecție animalelor, au avut și ele rolul lor, că altfel probabil că ieșeau ăștia cu mitralierele și omorau câinii vagabonzi, da? Și probabil că problema era rezolvată de mulți ani. Dar au avut și ele rolul lor, dar de aici până la exagerat la fiecare lucru, la fiecare propunere, să luăm cățelul de urechiu și să-l ducem puțin mai încolo, să-l punem într-un adăpost. Nu, domnule, că nu se poate, că ce spațiu strâns au. Domnule, dar sunt spitale de copii, unde sunt condiții vai de mama lor. Sunt atâtea lucruri importante în țara asta, da? Mai importante, pot să spun, mai importante și avea chiar doctorul Haidamac un editorial pe chestia asta, extraordinar. Sunt atâtea lucruri mult mai importante decât soarta unui cățel. Ok, e tristă, e... Da, dar uite că e o problemă de care vorbim de ani de zile. Focuri de armă și țigări de contrabandă de peste 20.000 de euro reținute de polițiștii de frontieră suceveni, Brodina și Siret. Asta e pe sistemul, a plouat ieri, știi? Da. Adică, nu ne miră? Incendii de mare amploare la 2 unități de prelucrare a lemnului. Doamne... lungă e mâna. Da. Parteneriat între Spitalul Județean și grupul Acibadem din Turcia lansat la Suceava. Iarăși un lucru important care s-a petrecut ieri. Băi, de asta n-a ajuns Iermășuiul la conferința de presă la fotbal. Și văd că obiectivul titrează în ediția de astăzi. Rapidiștii s-au resemnat în privința promovării. Adevărul e că... trec băieții printr-o perioadă mai nasoală, ca să spunem așa, mai neaoș. Două înfrângeri una după alta, greu să digeri tu ca și accidentări și... Stai, acum e partea aia. Accidentări cu... am mai partea în care vorbim, știi, acum începem să ridicăm înapoi. Dar până la urmă... și înfrângerile fac parte din joc. Sunt 10 puncte. E imens înainte de play-off. Dar nu e imposibil. Avem o șansă. Trebuie să ne jucăm. Nu trebuie decât să dovedească că vor într-adevăr și că respectă și că respectă spectatorii de pe areni și că vor să câștige fie ce meci. Și uite, așa se vor lega din nou lucrurile. Înainte de cu două etape, în tot campionatul aveam o singură înfrângere. Ceea ce e lucru mare. Un pic, nu era normal să-ți prindă frica unii? Nu era normal ca echipe care și-au anunțat la bun început intenția de a promova să se pregătească dintr-un anumit punct de vedere? Știi cum e tu știi foarte bine, pentru că sâmbătă ai fost la meci. E un noroc de tine că am aflat ce și cum se întâmplă acolo, că altfel am avut alte necazuri, n-am putut să ajung. Promovarea echipei noastre... locale de fotbal. Da, e ca și regulamentul domnului Harșovski privind acești căței. Păstrăm proporțiile, zic că da. În sensul că, ok, și dacă am promovat, cu cine și ce facem? Că trebuie să joci la Botoșani, nici am înțeles, adică să găsești un alt stadion, că nu poți juca aici decât doar să investești foarte mulți bani. Autoritățile au zis clar, domnule, n-avem de unde să mai dăm bani și acolo. Noi avem ale noastre, avem cu Termica, unde hai să fim realiști, o problemă mult mai stringentă. Da. Multe altele avem. Deci neavând, pe lângă accidentările astea, neavând și un moral, adică știind că oricum autoritățile spun stai mă, trage o leacă frâna de mână, că unde te duci acolo, că n-ai cu ce mă, da? E ca și cum aș vrea să mă duc eu să fac în Germania nu știu ce facultate, da? Unde mă costă anual 60.000 de euro bursa. Dar eu n-am bani să trec în Ungaria. Exact, adică tu zici că n-am bani să trec eu în Ungaria?
Bă, Max, până aici, bă. Calm, Sergiu. Ardealul? Așa, Ardealul. Nu te enerva, lasă. Cam asta e ideea, știi? Ca și cu regulamentul ăsta. Avem regulament, avem, dar nu... Știi care mă gândeam? Stăteam o dată și mă gândeam. Mi se întâmplă. Bă, să știu. Era la faza de gânduri. Dom'le, toți pui că rezolvă mai aia. Dom'le, rezolvă o singură chestie. Într-un mandat de primar rezolvă o singură chestie. Rezolvă problema câinilor comunitari. Rezolvă societatea de termoficare. Da? O singură chestie. Fă-o și eu sunt convins că vei ieși garantat primar pe următorii 4 ani. Nu-ți propune 5 chestii în care să nu faci niciuna. Și hai să fim realiști. Câinii comunitari avem de 1000 de ani, termica, probleme la termica avem de 1000 de ani, probleme cu sportul în Suceava avem de 1000 de ani, cu gropile, cu drumurile avem de 1000 de ani. Nimeni n-a făcut. Să zic, uite, anul ăsta, următorul meu mandat, fac drumurile. Da, mă numesc Vasilică Cireșel. Dragi alegători, în 4 ani zile vă fac drumurile. Că o să fie plin de câini, că nu o să avem spor, că nu o să avem nică, oricum nu o să avem. Oricum, dacă promii și mai dau așa, știi, dau ca pacientul la reanimare, dau puțină apă și la știi? Dar tot moare până la urmă, știi? Da. Dar eu tot țin și mi-a dat alea, alea de apă, mai bine, lasă, tot, la revedere, și mai vorbim noi. Asta e viața, da? Crântă, știi? Înțelegi? Angela e bucuroasă, ce? Bă, un lucru, și spune, da, uite, bravo, asta a rezolvat. Nu, mă, noi nu suntem în stare, să nu știm. Ții minte campania electorală, cum erau ofertele? Că unul a spus, domne, într-o lună rezolv problema câinilor comunitari. Unul a dat în 2 săptămâni. Și ce am să fac? Erau de genul, băi, eu rezolv în 10, în 10 ce? Secunde, 9, 8, 7. Îmi pare rău că n-am avut timp, dar o să o fac. O să-mi găsesc timpul necesar și o să o fac. Am să caut și am mai zis odată de la ultimele campanii electorale toate promisiunile care au fost aruncate în acea perioadă. Și chiar ar fi curios, poate iau și pe Angela cu camera, o să luăm promisiunea și să vedem acum ce mai spune respectivul candidat. Să facem așa o rubricuță pentru, special pentru matinalul de vineri. Mergem. Eu mă bag. Știi? Săptămâna dinaintea Paștelui, să arătăm că suntem. Bine, dar asta nu numai să dinaintea Paștelui. Permanent. Ai, cred că mai de zile câte promisiuni au fost. Și hai să vezi și în presa locală, dacă să mai vedem, câte erau pe atunci. O să avem, trebuie să avem, 37. Publicitatea mai încolo? Acum. Stai. Deci, statuia voievodului Petru Mușat va reveni în centrul Sucevei. Ne anunță cu mare bucurie obiectivul de astăzi. După 5 ani de exil în coada cimitirului Pacea, pentru a păzi un bece al muzeului și câteva buncăre de gunoi, statuia voievodului Petru Mușat, în timpul căruia a fost consemnată prima atestare documentară a municipiului Suceava, bine, atunci nu era municipiu, va reveni cu votul consilierilor municipiului în zona centrală a Sucevei. Doamne ajută, au votat consilierii, în sfârșit, odată în aceeași direcție toți. Adică, băi, ne mai trebuie bine statuie. De zile hai să când... o punem înapoi în centru. Ok. Băi, stai, de unde am pornit noi chestia aia? De când te-ai prins tu? De la fotbal. Eu nu zic că băieții își pot reveni. Dacă intră iarăși 2-3 meciuri bune și se joacă un fotbal normal în partea elaltă, la aia care vor să promoveze, adică nu sunt umflați cu pompa, pentru că, știi, asta e supărarea mea. Dacă ieri la conferința de presă au spus băieții, domne, meciul din deplasare de la Academica l-am jucat prost. Acolo au luat bătaie cu 2-0. Dar meciul de sâmbătă de pe arenă au luat bătaie cu 1-0, dar n-au mai jucat prost. Dar cumva, știi, e o vorbă în fotbal. Ce bă, voiai să ți-o scoată arbitru din careu lovitura? Sau vrei să smute o lovitura pe punctul deci 11 metri? Tu încă mai crezi în promovare? Nici înainte nu pot să spun că am crezut cu mega tărie, pentru că mai e mult până departe. Și acum, dacă am fi avut noi 10 puncte în față, credeam că avem o șansă, dar niciodată nu pot să spun. Știi, e ca cum e la nemți cu fotbalul, știi? Ești sigur că e bătut pe nemți după ce s-au suit în autocar și au plecat înspre casă, nu, nu înainte, adică... La fel și aici. Mai sunt, slavă Domnului, mai sunt multe meciuri. Deci avem de jucat cu Piteștiul de 2 ori, avem de jucat cu Voluntariul de 2 ori, cu Buzăul de vreo 3 ori, jucăm acum în deplasare și după aia încă vă dăm. Adică mai sunt meciuri. Multe se pot întâmpla. Dacă echipa joacă bine, e meritul lor să intre în prima ligă. Bravo lor. Asta este. Tu îți dai seama că cine nu și-ar dori?
Să aibă iar în Suceava atmosfera aia de care o trăiam când eram copil și mergeam cu tata la stadion. Și era... E unici că ar fi câțiva care chiar n-ar vrea. De ce? Implică multe costuri. A, pe partea asta, da. Da. Dar măcar ar fi o mică bucurie pentru câteva mii de oameni. Știi că s-ar putea să nu retrogradăm cu handbalul, nu? Nu știu, chiar nu sunt. Bă, dar e tare. Nu știi? Nu. Am înțeles că la Bacău, Bacău e nasol rău de tot, da. Deci de unde până alaltă e echipa campioană. Stai că poate așa și promovăm în Liga 1. Păi dacă îi descoperă pe el la voluntari, că e alu Pandele acolo, nu? Uh-huh. Adică da. Ce a amenințat Băse, că bă, vezi că Pandele, că nu știu ce. Nu-l găsește acasă, și, da. Bă, dacă nu-l găsește acasă și paf, desfințează echipa, nu? La fel Bacău, care până mai ieri se bătea pentru locul 1 în prima ligă, din cauza problemelor care sunt acolo la primărie și cum au trimis, cer la primărie fondurile către echipă și nu știu ce. Și știi că e nasoală rău cu primăria, cu Bacău, cu... Da? Ups! Ăia s-ar putea să se retragă echipa înainte de finele campionatului. Automat intrăm în... Da, am înțeles. E descalificat. Adică nu mai retrogradăm direct cum ar veni. A, e așa... La cât ne-am agitat noi pe aici, asta e frecție la... Ar trebui bă, cumva știi? Să ne bucurăm de rău altuia, știi? Băi, da, e a treia oară când ne pune Dumnezeu să acină pe în căruță, știi? Deci cu handbalul până acum am pățit de vă două ori, tot la maniera asta. Adică până la urmă a retrogradat și Doamne, Doamne, a venit și bă, sacul ăsta ți-a căzut, pune-l mâna pe aici. Și bine ce pusem și cu handbalul, nu? Nu? Hai să ne calmăm. Da, nu? Da? Dar ce mă, ți se pare că auzi, sunt agitat? Auzi, distonul calmă e folosit pentru calmare. Ai, nu, uite, o mai băgăm pe asta cu Constantin Harasim, prefectul câștigător în procese cu statul român. Nu că e tare? Da. Deci, adevărul este că domnul Constantin Harasim, deci, ce bucurie așa, știi, adică la o zi la alta, într-o zi sub prefect, după aia prefect, omul de-am aș face probleme, mă, mâine pe mine mă pun ăștia prim-ministru. Nu? Sau, vorba cuiva, nu pe sau mine, primește nu pe invitație. Mine. Sau nu pe mine, nu pe mine, cum era piesa aia cu Văru Sândel, a? Când e faza la un moment dat când cu Petrică Roman, care stă cu o mână într-o altă lână, a venit mușcar și a tras cu pușca în cap. Și vine ăsta, tipa către el, nu pe mine, nu pe mine! Știi, la fel și aici. Dacă accederea în funcția asta, îți atrage automat o invitație la... Nu? Asta e riscul la funcțiile publice, mai ales acum ziua de astăzi. Ceea ce am citit ar fi bine aici să vii la serviciu cu schimburi la tine. Ceea ce am citit, în schimb, în articolul din Obiectivul de astăzi, de că, mai mult în titlu, faptul că domnul Constantin Harasim, știm foarte bine, a fost la un moment dat la Garda de Mediu, a fost dat afară, ca să spunem așa, de către șeful său, Adrian Cășuneanu. Instanța i-a dat câștig de cauză în cele din urma lui Constantin Harasim și a obligat Garda de Mediu să-i plătească despăgubiri, pe care Harasim, devenit între timp subprefect și în momentul de față prefect, le-a donat oamenilor sărmani. Un gest care atrage în mod firesc și aprecierea mea, cel puțin în această emisiune. Dacă s-a întâmplat așa, nu pot decât să am respect mai mare pentru cel care este astăzi în funcția de prefect al județului Suceava, respectiv domnul Constantin Harasim. Și acum publicitatea. Totul pentru casa ta. Da, nu am epuizat titlurile din presa locală, nici nu ne-am propus vreodată să facem acest lucru. Cred că v-am deschis doar așa puțin apetitul. Nu am fost corect față de colegii de la Crainou, care prezintă și ei situația a ceea ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Local.
Serviciul de salubritate menajeră scos la licitație la limită chiar în zilele premergătoare expirării contractului, plus alte amănunte importante și de la parteneriatul dintre Spitalul Județean Suceava și Aciba Dem Hospitals Group din Istanbul, plus bineînțeles evenimentele din sport, toate le regăsiți în presa locală de astăzi, Craiul Nou, Obiectiv și Monitorul, dar în mod special la Monitorul avem posibilitatea să luăm în răspăr puțin și să ne aducem aminte și de evenimentele care s-au petrecut în urmă cu câțiva anișori, măcar din 2008 încoace. Avem 10 minute la dispoziție, sper să rezolvăm. Monitorul din 2008. Traficanți de heroină prinși în cartierul 85. Ceea ce speram, ceea ce ne doream, ceea ce până la urmă e, aș zice, drăznit să spun eu în regulă, și anume că nu avem totuși un trafic de droguri de genul acesta de mare risc la noi în județ. Din când în când însă se mai întâmplă să mai avem și asemenea puseuri. Da, atunci nu prea erau, știi, nu prea auzisem noi de heroină. No, eram cu de-asta mai tradițională, iarbă, cânepă indiană, nu? Sau ce? Da, nu eram așa, cu minciori, știi? Dar și ulterior avea să iasă la iveală și chiar și tinerii aceștia care au fost prinși erau implicați. Faptul că Suceava era unul dintre principalii distribuitori de cărăuși de droguri pentru rețelele internaționale, a fost afacerea cărăușilor. Vorbim de undeva de peste 100 de tineri implicați, dacă nu chiar și mai mult, vreo 70 dintre ei arestați prin pușcăriile din toată lumea asta, dar, mă rog, e mult de povestit aici. Deci, practic, în schimbul câtorva mii de euro, cărau, acceptau să transporte droguri dintr-o țară în alta, pe Toma Pamondu, atât în disimulate în bagaje, cât și înghițite în stomac prin regurgitare. Sunt sigur serios la emisiunea asta? Nu, da. Și eu sunt singura care te ascult. Când a țipea Uță? Sau ce, săptămâna trecută, nu? I-am zis și eu vreodată așa, Uță, nu te lua după mac, că stai vagabond. Deci săptămâna trecută sau când? Că ai zis, bă, da, chiar nu spun nimic interesant? Da, și acum, știi, aveam câțiva... A, nu, se juca cu ceva atunci, știi? Stătea, nu a țipea, nu. Da, țipit, Vangela țipește. Eu, da. Da, eu. Tu? Da, continuăm. Da, și atunci a început povestea aia cu... A început, am înțeles că ea pe atunci era în vizorul anchetatorilor, o monitorizau. La Suceava avem totuși, și cu asta închei subiectul, structurile antidrog de la Suceava sunt niște structuri pe care eu personal, cunoscând de aproape activitatea, de aproape, acum, cunoscând destul de bine activitatea lor, garantez că sunt în regulă. Da, la un moment dat știu că spuneam acest lucru în emisiune sau mai bine zis îl spunea Neculai Roșca, el l-a spus prima oară. Doamne, deci stimați cetățeni care credeți că vă căpătuiți din traficul de droguri sau credeți că dacă vă uitați la noi sau dacă aveți pe cineva, încercați să băgați la cap următorul lucru. Instituțiile statului sau poliția din Suceava funcționează din perspectiva asta, iar dacă vă bate gândul să cumpărați sau să vindeți ceva, mai mult ca sigur, cumpărați sau vindeți de la un polițist sub acoperire. Cu alte cuvinte, în Suceava, și asta spuneam, la nivel de an 2008 au prins traficanți de heroină. Din nefericire, lucrurile s-au confirmat, cum ai spus, Suceava fiind un pol important în ceea ce privește cărăușii de... și asta, până la urmă, știi ce denotă? Denotă lipsa banilor, adică dorința de a face bani ușor, repede și puțină cunoașterea legislației. Ne uităm acum, este acel caz al puștului ăla care va fi, sau în momentul de față este condamnat la moarte în Malaezia, da? Nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce... Încercați să vă păziți copiii. Tentația asta de a te bogăți în două ore, practic, da, peste noapte, cu câteva mii de euro, asumându-ți un risc despre care... E o beție. Pe care mulți îl minimalizau, spuneau, nu, stai liniștit că ăștia n-au cum să te prindă.
înghiț, deci îi puneau să înghită bucăți de morcov, dacă mă țineți minte, am scris foarte mult despre subiectul ăsta, să înghită bucăți de morcov pentru a-și forma, înțelegi, deprinderea de a băga ulterior cât mai multe cașete din alea cu droguri. Da, pe care la destinație luau laxative și scoteau, lăsăteau clienților, da? Dar bine, trecute printr-o chiuvetă, mă gândesc, știi? Cam asta e povestea și mulți dintre ei, de-aia, plecau, mă duc o săptămână, plec din țară și mă întorc cu câteva mii de euro. Mi se părea, știi, extraordinar, li se părea la vremea respectivă. Ulterior însă, am zis, undeva la 70 de tineri din Suceava au fost prinși și arestați, prin Brazilia, prin Paraguay, prin nu mai știu unde, știi? Da, iar marea nenorocire, repet, e că în unele țări traficul de droguri, indiferent cum ar fi el, e pedepsit cu moartea. Am avut și noi un caz aici la Suceava, nu o să mai intru în detalii, e un caz care a rămas fără explicații. Auzisem eu la vremea respectivă că unul dintre tineri ar fi fost prins în China, da, timp ce tot așa cu droguri. Mă rog, autoritatea, la vremea respectivă, eu nu am dat numele acelui tânăr, am considerat că până nu avem o confirmare, el ieșise prin niște interceptări, doi dintre cărăuși vorbeau și du-te pe respectivul l-au prins în China, dacă în China, ori în Corea, nu mai știu, undeva unde e pedepsit traficul de droguri, pedepsit chiar și cu moarte. Da, capitală, da. Da. Și a trimis factura acasă pentru... Știrea a fost preluată de toate publicațiile centrale, unele chiar au intrat în amănunt mai mult decât noi am pus o barieră totuși la... Da. Dar am încercat să protejăm cât de cât familia respectivului. Alte publicații s-au dus chiar călare peste ei acolo. Mă rog, e treaba lor. Ulterior, ambasada României din China, să zicem așa, da, a spus că nu există niciun cetățean cu numele respectiv care să fie arestat pe teritoriul statului chinez. Au trecut vreo 2-3 săptămâni, deci cumva, domnule, au scris o prostie, au trecut 2-3 săptămâni și vine vestea că respectivul cetățean s-a sinucis în China, aruncându-se de la etajul, nu știu cât, al unui bloc turn din China, orașul, nu știu cum, înțelegi? Da. Acum, ce-o fi fost acolo, Dumnezeu știe. Știi cum e? Orice excursie în China e periculoasă. Orice... legătură cu China, nu știu, atâta timp cât au avut ei variantele ale de intrare în România și de ieșire pe bază de valize, iarăși e ceva care mă strânge așa ușurel în spate. Dar în fine, ce altceva mai putem extrage din anul 2008? Autorul unui accident rutier obligat la despăgubiri de aproape 20.000 de euro. Asta în urma unei decizii judecătorești. Suceveanul Marius Gheorghe Solcan a lovit... cu mașina pe trecerea de pietoni un bărbat din Ucraina, care a decedat la spital după câteva zile. Acum apare o sumă ridicolă, atunci însă era un precedent, nu mai era în rolul instanțelor de judecată din Suceava, nu mai fusese pronunțat o hotărâre în care șoferul să fie obligat și la plata unor asemenea despăgubiri. Acum despăgubirile sunt și de ordinul sutelor de mii de euro, plătite, suportate de către societatea de asigurare în cazul în care da. Există măcar un minim RCA. Un polițist ce aveam dat pe lista urmăriților general, mai ții minte speța? Da, e o poveste ca în filmele. Deci ăsta, polițistul avea un coleg de poliție. Grijă mare! Ce anume? Am un prieten care plecă în China. Grijă mare! Deci polițistul avea un coleg de poliție care era cercetat pentru un viol sau ceva de genul ăsta și i-a spus, băi, dă-mi 1000 de lire sterline sau 1000 de euro, nu mai știu că e veche povestea, și eu pot să intervin pe lângă șefii PJ-ului și o aranjăm cumva. Înțelegi? Ăsta i-a dat, dar n-a mai fost aranjat, că tot afară l-au dat, știi? Și atunci l-a reclamat pe ăsta, l-au condamnat pe polițistul respectiv. Ulterior l-a condamnat și pe șeful polițistului respectiv. Polițistul respectiv fugise în altă țară, știi? Și șeful lui îi scotea banii de pe card, adică l-a încasat pensia, nu știu ce, și ăsta i-a luat pensia și l-au trimis în judecată și pe șef. În fine, o poveste cam bancurile cu polițiștii. Fix cam bancurile cu polițiștii. Hai să trecem la monitorul din 2009, linii de cale ferată închise și peste 200 de salariați dați afară.
lista bunurilor ridicate la percheziții DNA după percheziții de marți și așa, așa, fii așa, atent așa, aici așa. În dreapta. Dar în dreapta mi-a plăcut asta. Deci era 27 martie 2009. Concert. Galeria Suceava se deschide pe ritmurile trupei Voltaj. Da. Între timp s-a închis. Fără ritmul da, da. Pe alte ritmuri, că acolo e bulevardul Sofia Vicoveanca. Nu? Da. Pe o batută de aia. Deci, între timp s-a închis Galeria Mol. Păcat. Dar numai puțin, aici vreau să-ți atrag atenția. Da? Pe lângă Uriaș, știm de Uriaș de Paște, da? La Suceava. Trebuie la Fălticeni am fost cât pe ce în situația să avem mielul Uriaș. Uite, da? Aici în stânga, da? Mielul Uriaș de la Fălticeni înlocuit de iepuri mici o vopsite. Mulțumim, domnule Grăciun. Dai seama cum ar fi dat mielul Uriaș, care vrea să-l omologheze și pe ăsta în carte recordului, știi? Deci aveam la Suceava un ou, da? Și la Fălticeni un miel. 2009, deci era primar domnul Tofan. Uite că mai apare un știre. Mielul Uriaș. Arăta ca un... Te-ai prins, Angela? Da, da, da. Super. Ok. Da, uite că am mai găsit una aici. Ieri a fost ziua senatorului Ovidiu Donțu, căruia îi spunem la mulți ani, da, la mulți ani pe această cale. Un minut. Dă-i la plan. În Consiliul Local a fost șampania marca Donțu servită în Consiliul Local Suceava, știi? Și repede m-am dus pe articol, am găsit acolo că, în fine, s-au cinstit oamenii, au băut un pahar de șampanie și dacă să vezi așa cam cum ți-e om. Ședința, fain, frumoasă, adică până la urmă Ovidiu Donțu a avut un amendament și anume la secția de la maternitate, da? Bun, la o secție din spital ceva să dea niște bani, suplimentare de lei. Da, da, da. Și primul a răspuns, domnule, inițial, având în vedere că e criză, că nu prea stăm noi bine, am zis că un miliard. Dar având în vedere că e și ziua... că e și ziua ta, că până la urmă scopul pentru că e la maternitate, ok, eu ridic mâna pentru, adică nu, primarul nu ridică, zic și eu, 2 miliarde și până la urmă ridicat toți mâna a fost. Bă, cine s-a trezit acolo? Virginelul Rotache. Bă, da, vreau și eu o ședință de ziua mea în aprilie. Și eventual așa cadouri, știi? Păi nu, dar după cadouri îmi placă, nu după altceva. Da, ai înțeles? Bun. Dau. Sunetul magic al clopotelor din bronz și argint din pătrăuți feresatul de grindină și există o explicație foarte clară oferită chiar de șeful stației meteo Ioan Tănase, care explică fenomenul prin rezonanța care dispersează norii de grindină. Un articol interesant cu aducerea aminte foarte bun din monitorul de Suceava de din 2010. Tot atunci câteva gânduri, impresii despre concertul lui Leșe, care s-a desfășurat în catedrală. Ai fost? Nu sunt fan și nu mă lua cu subiectul ăsta că mă enervez. No, dar știi care știu că a venit oasă la un concert de colinde, nu știu ce, și învăța, mă, voi știți să colindați, mă! Și nu știu, îi certa pe spectatori că nu știu ce făceau, știi, adică... Auzi, dacă vrei... El am zis că e un tip și dificil, lângă geniu care este zace, el e și un tip dificil, am zis că bolnav de... diabet de și mare. Atunci să ne leșe. Hai să ne leșe trei. Deci perturbat de telefoane și plimbările campioanelor, un articol din vremea respectivă semnat. Cum bine, campioanele mi-a plăcut în sensul că erau cu tocuri, știi, pe Grecia, înțelegi? Băi, dacă vrei o poveste mișto, du-te la Adi Pârgaru. Îți povestești una cu leșe. Băi, îți povestește una cu leșe. Mori, dacă îți povestește. Cu leșe. Da. Termica lasă cratere neacoperite în cartierul Opcin și o fotografie măcar reprezentativă, dacă poți să și zoomezi un pic, ar fi extraordinar, dacă nu, doamne. Dacă ești bun, dacă nu, asta da. E, te înțelegi. Da, da, corect. Băi, dacă poți să zoomezi, ești bun, dacă nu... Acum... Deci, no, găuroiul ăla, da. Da? Alex? Ia și geaca că-i frică. Îi dai tu lecții? Cătălin, ia și geaca că-i frică. Băi, filmează cum pleacă din emisiunea, uite cum face. Da, urgență. Pacient păzit cu poliția la ușa salonului Vasile Lucaci, de 42 de ani din Suceava, cel mai păzit bolnav din spital, pe mâna medicilor, de pe mâna medicilor, urmând să ajungă cel mai probabil în grija gardienilor de la penitenciar. 2011. Care e povestea asta? Filmează-mă cum fuge, cum intră, cum nu se hotărăște. Pârtie deschide 3,8 km în masivul Căliman și, bineînțeles, în partea dreaptă intervine lucrul cel mai important. Universitatea Suceava își păstrează locul 4
după victoria cu Pandurii. Oameni buni, e din 2011, da? Deci, și nu trece așa repede de pârtea deschide 3,8 km masivul Căliman, pentru că jos ai așa, alături de un alt proiect care vizează construirea unui aqualand la Vatra Dornei. A, asta e din și ne-am bălăcit în știrea asta de și acum încă. Asta? Ne dăm cu schiurile. Băi, deci cu aqualandul, hai să fim serioși, deci nu. Avem aqualand și mielul uriaș de la Fălcen deocamdată. Hai să vedem ce mai le strângem, da? Bun. Da. Aqualand, mielul uriaș. Povestea pe care am spus-o la un moment dat, rugăciuni și cuminte copleșitoare la grădiniță pentru copilul sfâșiat de câini, momentele tragice care s-au petrecut acolo la Dărmănești, la Călinești Enache, mai precis, pe un câmp. Știu că am trecut la 2012. Dar e următorul ziar. Catalino? Gata, s-a rezolvat. Aha. Da, nu văd eu pe marele ecran. Ăla e marele ecran, ăsta e micul ecran. Așa, da. Deci rugăciuni și cuvinte copleșitoare la grădiniță pentru copilul sfâșiat de câini, acea tragică poveste. Știi cum spuneam și s-a spus de nenumărate ori, măi oameni buni, trebuie rezolvată problema câinilor comunitari, că Doamne feri, o să ajungem la nenorociri. Deja s-au produs două. Una aici, una la București. Bine, noi în județ am mai avut, deci am avut la Liteni, rotunda Liteni, niște metis de pitbull care erau păzeau un iaz. Da, aici, da. Care a fost și condamnat, bine, cu suspendare. Care... și Viorel, copilul ăsta de Viorel. Sami, copilul Cacic. De la Dărmănești, da? Deci s-a prăpădit înaintea lui Ionuț de la București, da? Da, dar atunci vezi diferența între și povestea... Bun. Dar acum hai să o spunem și... Da, mai terminăm și emisiunea. Până la urmă se termină. Am depășit puțin timpul, nu? Am venit la timp, dar am început când trebuia. Na, dacă nu ne încadrăm... deci, dacă acolo cazul de la Liten, de la Rotunda sau unde a fost, da. Era cumva înspre o proprietate privată. Aici, cumva, pe un câmp. Ei, la București era într-un parc. În mijlocul orașului, într-un parc, adică încă un pic și te omoară ăștia în casă, da? Dacă ai lăsat ușa deschisă, intră peste tine. Hai să păstrăm proporțiile. Procurorii cer ani grei de închisoare pentru toți indivizii acuzați de uciderea lui Cristi Cășvănean. Au și primit. Da. Monitorul de Suceava din 2013, o femeie moartă altă la spital după ce șoferița a derapat pe zăpadă și a intrat pe contrasens. Și atenție, am citit undeva că iarăși se întorc câteva zile de-astea ciudate în ceea ce privește prognoza meteo. Deci grijă mare, pentru că e, din 27 martie 2013 știrea cu accidentul și nu aș vrea și să... Și mai jos, iarna a lovit din nou tiruri blocate pe șoseaua de centură la Șchia. Deci acum doi ani pe vremea asta... Da, era zăpadă. Da. Bine. Unde vezi tu, mă, șoseaua de centură la Șchia? Ce dura, nu ăsta i-a dat drumul. Iarna a lovit din nou tiruri blocate pe șoseaua de centură la Șchia. Mă rog, era... Da. Impropriu zis șosea de centură. Era cotitura. Pe unde trecea pe acolo, prin mijlocul lui Șchia. Da. Sucevenii vor avea și anul acesta lumină sfântă de la Ierusalim. Doamne, era știrea din 2013. 2013, stai să vedem de acum. Stai să vedem dacă în 2014. Uite, 2014. Costuri imense pentru prinderea câinilor vagabonzi în ofertele trimise primăriei Suceava. Dar la eutanasiere era trecut oferta cu 0 lei. Păi de-aia, deci știu sigur că nu vor să facă niciunul. Nu? Tot 2014. Urmărită internațional, prinsă în Belgia și eliberată pentru că polițiștii nu au reușit să facă rost la timp de bilete de avion. Genială faza. Da. Țin minte că am râs atunci de nu se putea. O rădăuțeancă de 30 de ani conduce o afacere de familie de 40 de milioane de euro pe an. E vorba de fata domnului Mihalescu de la Marelvi. Și cazul agentului originar din Gura Humorului care a omorât un suspect în sediul poliției, analizat de sindicatul polițiștilor, vă aduc aminte scurt pe doi, un cetățean recent, de la care, Parcangiu sau cum se cheamă, care îți ia taxă de protecție că intri cu mașina în parcare, dacă nu-i plătești îți vandalizează mașina și așa mai departe. Polițiștii l-au dus în secție, ăsta a început să dă din gură, dă din nu știu ce, i-a tras o bucată
agentul ăsta al nostru din Gura Humorului, de-a căzut ăla și având în vedere și probleme și că se droga și că așa mai departe. Deci era și foarte bolnav, adică... Dom'le, așa au spus legiști la vremea respectivă, nu putem să spunem niciodată. Oricum, da. Acea lovitură de pumn i-a curmat viața. Da, ăsta fiind din Gura Humorului mai aproape de noi, am încercat să-i caut eu așa, să găsesc niște circunstanțe atenuante în mintea mea, sau cât de cât, dar până la urmă nici el nu cred că e bucuros că a luat viața unui om, asta e cât se poate. Da, categoric, și dați seama că și cariera lui era absolut dar știi ce m-a frapat în respectivul articol pe care l-am recitit azi noapte, până la ora 12 și un pic, m-a frapat următorul lucru. Doi colegi de-ai lui, de-ai polițistului ăsta din Suceava, care acum normal a fost cercetat, nu știu până la urmă ce și cum a fost, deci doi colegi în conflictele cu parcangii și cu deștea de pe acolo, de prin București. Unul a fost mușcat și are SIDA, deci polițistul a fost mușcat și i-a transmis SIDA după ce l-a mușcat sălbaticul ăla, iar altul a luat hepatita B. Tot așa, sărit, l-a zgâriat, la nu știu ce. Deci când i-au luat, când i-au strâns pe ăștia de pe stradă, da? Da, trageți dumneavoastră concluziile, eu nu mai are sens să mai zic nimic. Asta e. E o meserie cu foarte multe riscuri și o meserie în care, așa cum a constatat și recent pe cazul agentului Ciotău de la Gălănești și a polițiilor de acolo, când ești la necaz... Cam te uită toți. Colegii te aruncă ca pe măsea stricată, da? Din nefericire. Sindicatul, ei, iată, știu să ceară niște drepturi salariale în instanță, rest. Atât și nimic mai mult. Sergiu, mulțumesc mult. Da, cu plăcere. Angela, mulțumesc mult. Stimați respectatori, mulțumesc mult. Și Cătălin, mulțumesc că mi-ai lăsat să termin emisiunea. Nu se mai întâmplă, promit. Stimați respectatori, rămâneți alături de Bucovina TV, urmează știrile astăzi emisiuni. Emisiune? Nu. No. Avem ceva, no. Știu sigur. Nu știu. Nu știi tu. Ne revedem până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.